intrăm în lucrările ședinței de astăzi. Înainte de a vă supune aprobării dumneavoastră ordinea de zi, dacă sunt interpelări. Domnul consilier Dangă, vă rog. Bună dimineața, vă spun și eu. Dacă vă aduceți aminte și procesul verbal al ședinței în aprilie consemnează acest lucru, am solicitat atunci un raport scris al progresului implementării PIT-PC. Făceam acest lucru în baza unui drept garantat de regulamentul nostru, pe care împreună l-am votat, articolul 68. Și tot articolul 69 următorul spune că în 30 de zile, la solicitarea consilierilor, acel raport un asemenea raport, în cazul în care este cerut, se depune în forma în care a fost cerut. Am așteptat, iată, 2 luni, n-a venit, eu am încă răbdare, domnul director Coman. 2, dacă se poate. Vreau să-l felicit pe domnul primar pentru faptul că astăzi, în acordul de parteneriat propus cu Uniunea Europeană, există practic posibilitatea ca pe următorul POR să finalizăm ultima etapă a modernizării transportului public din municipiaș, respectiv achiziția de material rulant sau nou sau modernizarea lui. Poate am avut și o mică contribuție, dacă țineți minte, Consiliul Director al AMR din 12 iulie 2012, mă uitam ieri cu drag la acele documente, că nu spunea nimic în propunerea de declarație pe care AMR-ul, Asociația Municipiului din România, vrea să o facă atunci către Ministerul Afacerilor Europene, cum se chema atunci, despre transportul public. Și deși domnul Pendiu, că atunci s-a uitat urât la mine, cine-o fi și ăsta de vorbește de transport public și că ar trebui să putem lua bani, am îndurat acele priviri și am făcut acea propunere. Dar totuși astăzi suntem, cred eu, să zicem, nu total nepregătiți, dar suntem puțin în urmă față de metropolele cu care Iașu concurează în România pe ceea ce înseamnă transportul public. Deși avem CTP-ul din iunie anul trecut, nu zic că încă nu este operator, pentru că noi avem încă un contract delegat, dar nici măcar nu e licențiat ca transportator, aici era destul de simplu. Nu am făcut demersuri pentru a deveni operator regional. Asociația de Dezvoltare Intracomunitară, pe care va trebui să o înființăm la un dat, putea fi înființată încă de la finalul anului trecut și lucrurile astea nu s-au făcut. Și o altă interpelare. Am avut și anul ăsta un fie plin și felicitări. Nu sunt eu în breaslă să evaluez calitatea și utilitatea sa pentru competiția în care suntem înscriși ca Iași Capitală Culturală în 2021. Consiliul Local a aprobat acolo niște bani, 1 milion și ceva de lei. Se pare că au fost de ajuns și sper că bine utilizați. Eu am avut curiozitatea să văd dacă fundația, care este în baza articolului 8 aliniatul 2 din ordonanța 34, autoritate contractantă, dacă fundația cheltuie banii în conformitate cu legislația achizițiilor publice, poate nu m-am uitat eu unde trebuie, dar încă nu am văzut și în acest sens solicit și pe această cale un raport privind cheltuirea fondurilor publice de către fundație, care este o autoritate contractantă, spre deosebire de asociația pe care am înființat anul trecut, fiind o asociație neînființată de o instituție publică. Aceasta este o autoritate contractantă și ar fi trebuit să vedem măcar achizițiile în sistemul public de achiziții și, dacă se poate, oricum, o să primesc un răspuns acum, dar aș vrea un răspuns scris, dacă se poate. Vă mulțumesc tare mult! Vă mulțumesc! Domnul consilier Nedelcu, vă rog! Bună dimineața, domnule primar, domnule viceprimar, stimați consilieri locali! În primul rând, la mulți ani, că astăzi este Ziua Drapelului Național, a fost proclamat în data de 26 iulie, prin legea numărul 96 din 20 mai 1998. În al doilea rând, aș vrea, ca om, să spun că îmi pare rău că din Consiliul Local a plecat un om profesionist
Și mai ales că i-am propus doamnei profesor să depunem un proiect împreună. Sper ca din sfera tehnocrată să semneze demersul pe care am să-l fac aici, în plenul Consiliului Local. O altă chestiune pe care aș vrea să vă aduc la cunoștință sunt trei proiecte de hotărâre de Consiliul Local pe care le-am depus în cursul zilei de ieri. Cel mai important dintre ele, consider eu, se intitulează Pomul Verde, primul teatru evreiesc din lume. Așa cum foarte bine știți, acest teatru, primul teatru evreiesc din lume, s-a născut aici la Iași. Am luat legătura cu domnul Ioan Holban, cu membrii ai societății civile și am discutat pe marginea acestui subiect. Concluzia la care s-a ajuns a fost ca pe timpul verii să contractăm actori de la Teatrul Evreiesc de Stat din București care să joace piese evreiești aici în fața primăriei pe pietonalul Ștefan cel Mare. Și în acest sens am luat legătura cu managerul instituției Teatrului Evreiesc de Stat din București, cu doamna manager, mare actriță Maia Morgenstern, și i-am propus ca dumneai să fie președinte onorific al acestei mișcări, care bineînțeles să fie sub auspiciile domnului primar Gheorghe Nichita. Este un proiect, spun eu, internațional, pentru că este primul teatru evreiesc din lume și va sensibiliza foarte mulți evrei din lumea întreagă și consider eu că vom pune umărul și noi, consilierii locali, spre acest demers, acest deziderat la care noi aspirăm, Iași Capitală Culturală Europeană. Un alt proiect pe care l-am depus vizează suplimentarea numărului de cișmele în municipiul Iași, pentru că, așa cum știți, anunță o vară toridă și condițiile climaterice deja s-au schimbat în ultimii ani și ieșenii au nevoie să se hidrateze. Un alt proiect pe care l-am depus se intitulează Prioritate pentru persoanele cu deficiențe locomotorii. Sunt două chestiuni pe care le-am atins în acest proiect. 10 locuri să fie rezervate aici pe scaunele din această sală pentru aceste persoane care evident au nevoie de prioritate și de atenția noastră. O altă chestiune pe care mi-aș dori să o avem în vedere și din discuțiile pe care le-am avut cu, și cu domnul viceprimar și cu unii reprezentanți de aici din primărie, s-a avut în vedere o rampă pentru accesul mai facil al persoanelor cu deficiențe locomotorii. Îmi doresc ca și când se va renova primăria municipiului Iași să găsim o soluție cât mai bună pentru această problemă, spun eu, sensibilă. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc, domnul consilier Axinia, vă rog. Bună dimineața, domnule primar, bună dimineața, stimați colegi. Problema mea este simplă. Felicit faptul că s-a realizat și se lucrează în continuare la infrastructura rutieră pentru viitorul pasaj Octav Băncilă prin realizarea celor două ronduri, două sensuri generatorii, dar mă refer la sensul generatoriu care nou creat aici, în cartierul Dacia Alexandru, care are menirea de a fluidiza circulația. Este un rond mai special pentru că include și transportul pe șină. De aceea, vă rog, în Comisia de Circulație și poate în Comisia de Urbanism, din care eu nu fac parte, să se redefinească oarecum trecerile de peton pentru Comisia Rutieră, pentru că distanța între axul, dintre centrul acestui sens giratoriu și celelalte patru treceri de peton, distanța este foarte mică, creând de foarte multe ori un ambuteiaj, nu mai vorbim când va veni și tramvaiul în zonă. Și a doua problemă, circulația este influențată foarte mult de faptul că pe o parte și pe cealaltă a acestui sens giratoriu, pe trotuare, există acele spații comerciale amplasate în tonete care împiedică, în primul rând, circulația prin obturarea vederii șoferilor, dar și faptul că nu scoate în evidență așa de bine noul sens giratoriu care este deosebit și frumos construit. Faptul acesta, existența acestor tarabe
nu creează o imagine prea frumoasă a sensului giratorului. Vă rog, dacă se poate în Comisia de Urbanism să se gândească o nouă strategie de amplasare a acestor tonete sau o altă modalitate de punerea lor în circulație comercială. Mulțumesc. Mulțumesc. Dacă sunt alte interpelări, înțeleg că nu mai sunt. Dacă sunt răspunsurile la interpelările făcute. Am să răspund aici, referitor la interpelările făcute de... Încerc să stau cu fața. Referitor la interpelările făcute de domnul consilier Dangă. În ceea ce privește PIT-PC-ul, acesta este un document, așa cum spuneam și în ședința de acum două luni de zile, care e asumat de municipiul Iași în calitate de beneficiar, dar documentul este al Asociației Zona Metropolitană. Prin urmare, un raport în ceea ce înseamnă PIT-PC-ul ar trebui cerut zonei metropolitane, o asociație cu personalitate juridică distinctă în care municipiul Iași este membru alături de alte 19 comune. Dacă vreți să facem o paralelă, e ca și cum ne-ați cere nouă în cadrul Consiliului Local raportul asociației, nu știu, Betanii, de exemplu. Da, o să o facem noi, Cosmin. Este același lucru. Oprește-te, o să o facem noi. Da. Ăsta e motivul, vreau să spun, ăsta e motivul pentru care până astăzi n-am făcut acest raport și un al doilea motiv este că el oricum se face odată la 3 luni și este public. Dar dacă trebuie să-l aducem punctual în cadrul Consiliului, o să-l aducem atunci în cadrul Consiliului. În ceea ce privește cheltuielile pe care Fundația Iași Capitală Culturală le face în organizarea Festivalului Internațional al Educației, vreau să vă spun că fără îndoială aveți dreptate că ea este autoritate contractantă în sensul ordonanței, dar acele cheltuieli pe care dumneavoastră le-ați aprobat de 1,5 milioane sunt făcute de către Primăria Municipiului Iași, nu de către Fundație. Prin urmare, suma de 1,5 milioane pe care dumneavoastră ați aprobat-o la ultima ședință de Consiliu este cheltuită de către Primăria Municipiului Iași și, prin urmare, această sumă va fi, bineînțeles, contractată în condițiile legii, nu de către Fundație. Mulțumesc. Dacă nu sunt alte precizări față de interpelările făcute, aș dori să intrăm în desfășurătorul... Stați un pic, mai vă rog. De răspuns, mai e. Ceilalți colegi care au de răspuns. Domnul viceprimar. Ciușmele, rampă cu dizabilități. Da, legat de... Bună ziua, în primul rând, și la mulți ani. Legat de Ciușmele, de fiecare dată și în fiecare an... Ei doi sunt în sărbătoare, mă vezi. Vreau să-i răspund cu aceeași monedă pozitivă de data. Sunt într-adevăr în atenția noastră, numărul de cișmele sunt în jur de 17, nu-i mai puțin adevărat că se vandalizează an de an, s-a trimis din nou adresă la APA Vital pentru a asigura racorduri. Pe proiectul de reabilitare a clădirii în care ne aflăm este prevăzut și rampă pentru persoane cu dizabilități. Avem în vedere, pentru cei care reprezintă vizitatori, tot programul se face la parter, unde și acum poate fi amenajată și este amenajată o rampă pentru persoane cu dizabilități. Iar tonetele e o problemă de comisie de circulație și o să o analizăm la momentul respectiv și vă comunicăm. Da, ca să mai accentuăm un pic. Pit pe ce, Cosmin, eu o să... Facem noi la 3 luni cum trebuie, pentru că noi suntem cei care avem bani acolo și cheltuim. Zona metropolitană are deja niște proiecte prinse și depinde de ei. Nu depinde de noi dacă primarul Datomeș face sau nu face treaba de acolo. Dar ce depinde de primăria municipiului, așa facem noi. Transportul public, domnule, deci fost viceprimar. Deci v-am știți foarte bine, dar văd că acum sunteți un politician. Când ați fost la AMR, m-ați reprezentat. Și ați avut un mandat din partea mea. Iar în clipa în care ați plecat la AMR, v-am adus la cunoștință toată voința politică a PSD-ului de a modifica modul de alocare a fondurilor pentru transportul public, lucru care a fost decis în ședința BPN-ului din vara trecută, când, în mod special, eu și alți primari au ridicat această problemă ca să distribuim banii și pentru materialul rulant, să putem lua tramvaie, să putem lua autobuze și așa mai departe. Deci a fost o decizie politică a PSD-ului
Iar după aceea a fost transpusă mai departe și pe cale administrativă în acest ghid al solicitantului. Iar contribuția dumneavoastră personală nu este decât una singură. M-ați reprezentat acolo, iar când ați încheiat mandatul de viceprimar prin voința dumneavoastră proprie, am fost atât de elegant încât m-am lăudat pentru ceea ce ați făcut. Dacă vreți în fiecare zi să vă aducem laude, atunci mi s-a părut corect să fac treaba asta și mă surprinde foarte mult că încercați să fiți un politician care mai deturnează și sensul adevărului. Eu n-am nimic de ascuns atunci când ceva face treabă, să-l laud. Nu este problema mea. Problema este, în schimb, să nu facem prea multă politică. Referitor la preocuparea dumneavoastră pentru cum cheltuim noi banii la FIE, asta chiar mă bucură. Și mă bucur că sunteți vigilenți și ne ajutați pe noi ca să fim foarte atenți cum cheltuim banii. Pe de altă parte, vreau să vă informez, poate nu știți foarte bine, Guvernul României finanțează FIE. Și s-a aprobat 1 milion de RON, deci 10 miliarde, pentru festivalul FIE. Așa că vă dați seama că va trebui să raportăm cum trebuie cheltuirea banilor, inclusiv guvernul fiind cel care va verifica efectiv dacă poate să nu se facă aceste plăți. Deci, lucrurile stau un pic mai diferit și, doi, încercăm să finanțăm pe toate structurile, că de asta este un festival de educație. Dacă și universitățile vor să dea bani sau alt sponsor, avem soluții pentru a cheltui bani în maniera respectivă, astfel încât să nu creăm alte probleme. Și sunt probleme care pot fi create. Pentru că opera nu are în clipa de față o finanțare foarte serioasă. Și nu poate finanța doar din banii ei, pe aceea spun ceilalți care se aloce banii că au prea mulți bani. Ce finanțăm noi. Deci sunt foarte multe lucruri care stau ca să susținem cultura. Pomul verde. Of, Doamne, unde erai tu atunci când pomul verde se juca? Când la pomul verde se juca? La grădiniță, probabil, sau nici acolo. Deci este o preocupare foarte mare a noastră și rolul cel mai important aici nu l-are nici primarul Iași, nici consilierul local, l-are domnul Hagi Culea. Pentru că pentru un timp de tot ce însemna teatru în Idiș, a fost întrebat să mă ajunge la Iași, pentru că teatrul era în renovare. Și când era Iacoban, directorul la Teatrul Național, am reușit să aducem, să facem spectacole de teatru în Idiș, la Iași, după aceea s-a întrerupt și acum așteptam la Hagi Culea să reia această activitate. Nu trebuie să o facă Iacoban la Teatrul Luceafărul, nu trebuie să o facă nici Nedelcu, nici primar, trebuie să o facă domnul Hagi Culea. Motiv pentru care nu-l face, o să vedem, pentru că și el, probabil că e pus acolo de un ministru, anume. Că multe lucruri se întâmplă. La opere se întâmplă lucruri bune și se atenți la ceea ce vrea orașul, la teatru mai puțin. Doar patrimoniul interesează și naveta Iași București. Lucrul ăsta o să ne preocupe și pe noi ca să discutăm mai departe cu cei care reprezintă cultura la nivel de București și numirea acestor oameni pe postul de directori. Deci suntem aproape de tot ceea ce înseamnă cultură teatrală în Idiș, pentru că e primul teatru Idiș din lume la Iași. În rest, lucrurile sunt destul de simple și se pot rezolva. Vă mulțumesc. La 10 vreau să vă invit la ziua drapelului, poate reușim să mergem. Vă mulțumesc, domnule primar. Intrăm în desfășurătorul lucrărilor de astăzi, datorită unor intervenții privitoare la ordinea de zi pe care o aveți dumneavoastră în mapă. Solicit amânarea punctului 1, 2 și 16 de pe ordinea de zi pentru analiza aprofundată și lămurirea unor neclarități juridice. Dacă sunteți de acord, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Următorul punct al ordinii de zi. Deci, cu aceste trei puncte amânate, supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre, cel de la punctul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului municipiului Iași pe anul 2014. Dacă sunt intervenții? Nu sunt, mulțumesc. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc.
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul consolidare și refuncționalizare Palat Braunstein, Iași, strada Cuza Vodă, numărul 2. Dacă sunt intervenții, vă rog, domnule consilier. Deși nu mai există USL-ul, vă mulțumesc, domnul primar, că ați dat și curs uneia dintre propunerile pe care le făceam când încă eram viceprimar, să schimbăm utilitatea acestei clădiri și să o redăm publicului. Faptul că acolo vă doriți să fie o mediatecă și spații de alimentație publică și, practic, să redevină un loc al întregii urbe, e un lucru bun. Eu acum plusez, nu știu dacă o să se poată, și vă rog să evaluați dacă am putea să facem o modificare a referatului de specialitate sau să purtăm o discuție cu proiectantul, să vedem dacă totuși o mediatecă pe 3 etaje, 1, 2, 3 e mult și nu știu dacă avem noi capacitatea să o gestionăm așa cum am văzut o mediateci în alte părți din lumea asta. Cred că ar fi interesant să-i dăm o destinație clară acestei clădiri și pe 2 etaje dintre ele să facem spații de birouri, săli de conferință, inclusiv office sharing, și să facem din acest palat o casă a societății civile. Acolo unde toate ONG-urile reprezentative, cu care noi ne mândrim, să aibă un birou, sau toate ONG-urile din Iași, măcar o căsuță poștală, astfel încât oricine, toți cei care îi caută ajutorul lor să știe unde îi pot găsi. Ar putea fi un mesaj pe care îl dăm către comunitate și faptul că sprijinim toată societatea civilă. Noi avem diverse spații împrăștiate prin oraș date la ONG-uri, mai reprezentative sau nu, dar asta nu este menirea mea să fac această evaluare. Cred că ar fi interesant, plus că am găsit linii de finanțare pentru stimularea practic activismului în această zonă, în toată zona, socială, culturală și așa mai departe. Vă rog să studiați dacă se poate. Eu oricum vreau să vă felicit pentru această deschidere. Nu știu cum dracu să face, inițiative aveți și la un moment dat iar o suciți. Hai să facem, să dăm spațiu comercial cu tare. Când e gata documentația, hai să o întoarcem din nou. Că poate dăm așa o ingenieră că dă bine să se audă public acum treaba asta. Domnul primar, este prima dată când vedem această documentație. Răspund, de ce? E prima dată când ni s-a cerut punctul de vedere. Nu facem dialog. Asta a fost spus pe site, s-a văzut-o cu indicatorii, aveți timp să studiați. Ați fost viceprimar în timp ce făceau documentația. Nu fugiți de răspundere. Ați fost și în comisii. Ce mai umblați cu șopârla la lanul? Nu o să ține. Aici avenarul știe ce are de făcut. Deci eu sunt adept pe ideea de a face ceva acolo cât mai rapid posibil, pentru că altfel se deteriorează complet ceea ce este acolo. Din banii municipalității nu o să putem face clădirea. Singura soluție care este, fonduri europene prima dată, și nu o să dea pentru așa ceva fonduri europene în secunda asta, pentru că nu sunt taxele create pentru ONG-uri, riscăm să blocăm efectiv încă o dată o finanțare, și a doua, către privat. Dacă nu reușim fonduri europene, o scoatem tată la vânzare, o scoatem la licitații, cine vrea să facă și îi dăm să facă. Și la care va face, va putea să facă și spații comerciale și pentru ONG-uri și pentru nu știu ce altceva. Dar astăzi, din banii municipalității, nu putem să facem palatul. Cei de la operă vor operă, cei de la sport vor stadion, cei de la cu dizabilități vor spații și așa mai departe, cei care cu social vor alte așezăminte sociale. Nu o să putem face palatul. Păi 320 de miliarde astăzi. Dacă mai cerem proiectul atunci cu atât să refac indicatorii, mai stăm așa vreo 5-6 luni de zile și ieșim din momentul în care avem o documentație care să putem depune pe fonduri europene. Că după aceea mai modificăm, putem găsi alte soluții când discutăm de finanțare, da. Dar astăzi o blocăm iarăși demersul pentru o finanțare. Doamne. Dacă sunt alte intervenții pentru discuțiile privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, nu sunt, mulțumesc, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul este adoptat.
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții, reabilitare linii de tramvai pe tronsoanele 5, drumul strada Pădurii, strada Nicoriță, respectiv Bușinescu, bulevard Tudor Vladimirescu, calea Chișinăului. Dacă sunt intervenții? Nu sunt, mulțumesc, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitate, proiectul este adoptat. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, amenajare, bloc operator ORL la Spitalul Clinic de Recuperare Iași, strada Pantelimon Halipa, numărul 14. Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitate, proiectul este adoptat. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat pentru proiectul reabilitarea sistemului de termoficare în municipiul Iași în vederea conformării cu standardele... era aceeași adresă? Da, mă iertați, e o scăpare mea. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, modernizare, comportament central de sterilizare la Spital Clinic de Recuperare Iași, strada Pantelimon Halipa, numărul 14. Dacă sunt intervenții, nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Pentru. Împotrivă? Abțineri? În unanimitate, proiectul este adoptat. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat pentru proiectul reabilitarea sistemului de termoficare în municipiul Iași în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă și pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană. Dacă sunt intervenții, vă rog, domnule consilier. În procesul verbal, practic, al Comisiei Tehnice de Avizare, colegii de la Dalkia ne spun că, prin eforturile pe care le-au făcut, au fost reconectați la sistemul centralizat de energie o serie de consumatori. Aici e de felicitat CET, în structura în care a funcționat, cred că nu ar fi reușit niciodată să redea drumul la acest proces. Suntem la 2 ani de zile de când am decis împreună aici, poate și cu niște voturi împotrivă, că asta este calea cea mai bună. Dar totuși contractul ar trebui cumva monitorizat mai atent, pentru că eu astăzi nu știu, aici nu s-a făcut o informare, dacă el a fost respectat de către părți, și zic părți, vedeți, nu spun doar Dalkia. Dacă investițiile asumate în anexa 2 a contractului, dacă au fost realizate conform contractului, dacă indicatorii de performanță, iar acesta, reconectare, era unul dintre indicatorii din anexa 9, dacă au fost atinși, și dacă, cred că e întrebarea e pe buza tuturor, dacă pentru iarna 2014-2015 vom apela la formula de ajustare din contract pentru ajustarea tarifului. N-am văzut discuția asta. Evident, eu leg acest subiect pe un proiect care nu are chiar asta, dar dacă colegul meu, Ionuț Late, care face parte din AGA la Dalkia, a solicitat Comisiei Economice acestui Consiliu o discuție pe situația financiară pe anul trecut și Comisia Economică a refuzat să aibă această discuție, sau ce obțin eu care fac parte din această comisie, nu am fost chemat să discutăm pe documentele depuse de domnul Zlate, nu s-a dat iarăși ocazia să avem această discuție. Vă anunț pe această cale public demisia domnului Ionuț Zlate din AGA de la Dalkia Termo Iași și am uitat la interpelări să vă spun că și colegul meu, vicepreședinte al PNL Iași, Romeu Vatră, prin vocea mea, dar vor veni și documentele, ambele își dă demisia din AGA de la CTP Iași. Domnule consilier, n-am reținut care este intervenția dumneavoastră vis-a-vis de punctual de proiectul care este supus discuției și aprobării noastre. În ceea ce am spus, ați văzut că tocmai am zis că mă leg de unul dintre indicatorii, indicatorii de performanță care erau precizați în procesul verbal. Am felicitat Dalkia pentru că a dat drumul la un proces care ar fi fost imposibil a fi dat fără acest contract de concesiune și aduc la cunoștința colegilor noștri niște informații referitoare la acest proces. Partea de ce discutăm aici făcea parte dintre obligațiile pe care una dintre părți, respectiv noi, ni le-am luat prin contract și despre contract e vorba, practic, aici.
Dacă îmi permiteți. Vă rog, domnul. Am putea să ducem mai departe discuția domnului consilier, să vorbim și despre sistemul energetic național și putem continua discuția asta câteva ore și la nivel european și mondial. Mă iertați. Deci nu are a face nimic ce spuneți noastră cu ce scrie în conținutul proiectului de hotărâre. Este un proiect finanțat prin fonduri europene care vizează municipiul Iași, nu are nimic de a face cu operatorul, nu este parte în contractul de finanțare și mai mult decât atât, nu are cum să răspundă la ceea ce spuneți noastră atâta timp cât noi vorbim despre altceva aici. Este vorba despre actualizarea unui studiu de fezabilitate cu finanțare prin fonduri europene post-mediu, nici de cum despre actualizarea unui contract de operare. Dacă aveți față de acest proiect de comunicat, vă rugăm, dacă nu, spuneți altceva. Da, dați-mi și mie voi. Vă rog. Nu are nicio legătură una cu alta, fără doar și poate. Și e bine să facem noi mențiunea cei din executiv, pentru că altfel publicul va înțelege altceva sau cei care ne urmăresc. Vorba de actualizarea studiului de fezabilitate cu lucrările care sunt în desfășurare deja la CET, că acolo e locul pe care identificăm foarte clar, că un patrimoniu care este al nostru și o parte încă în litigiu, astfel încât să reabilităm tot ceea ce înseamnă cazan, desulfurare și așa mai departe, chestiuni legate de mediu. Beneficiarul acestei investiții este primăria municipiului Iași și nu este în contractul acesta prevăzut nimic legat de DALCHI. Și la început nu exista, pentru că vorba de patrimoniu și vorba de proiectul la care beneficiar este primăria municipiului Iași, cea care reprezintă cetățenii municipiului Iași. Nici măcar CET-ul. Ca să fie lucrurile foarte clare. La acest proiect vă că nu aveți observații. La ceea ce a spus dumneavoastră, noi urmărim contractul de delegare a gestiunii către DALCHI, avem un comitet de pilotare acestui, de conducere acestei asocieri, știm cum stau lucrurile acolo, avem discuții cu operatorul, nu sunt motive de îngrijorare, știm care sunt necazuri, știm care sunt pierderi pe care DALCHI înregistrează, nu pentru că nu este operator eficient, ci din cauza faptului că nu s-au acoperit niște costuri legate de ANRE, legate de alte chestiuni, alea la timpul lor toate vor fi analizate și măsurile vor fi dispuse. Dacă colegii dumneavoastră doresc să-și dea demisia de acolo, eu n-am nimic împotriva lor, asta nu înseamnă decât o lipsă de responsabilitate a PNL-ului. Pentru că știu foarte bine, nu mai e nimic de mulți de pe acolo bănuiesc, e un operator privat și dacă nu e ceva de mulți, PNL-ul fuge. Unde mai era ceva de stat, de vândut niște activi, de luat niște decizii, de șpăguit, poate că rămâneați. Așa fugiți. Ne asumăm răspunderea noi și vom fi acolo. Noi vom fi acolo să dăm explicații populației pentru ceea ce facem, cum apărăm patrimoniul, cum ne batem în toate procesele din instanțe ca să apărăm patrimoniul acestui oraș. Nu lăsăm pe ceilalți care acolo au încercat să falimenteze tot și să vândă tot, să facă treaba asta. Nu ne asumăm aceste active ale statului și a comunității locale să fie apărate. Dumneavoastră fugiți. Foarte bine. Asta înseamnă că sunteți curajoși. Mulțumesc. Dacă nu sunt... Dacă aveți intervenții pentru proiectul de hotărâre, pus... Nu. Mă iertați să derulăm, așa cum am fost de acord cu toții, desfășurătorul discuției noastre de astăzi. Vă rog, domnul consilier. Cu permisiunea noastră, un minut vă rețin. Aș vrea să fac o sugestie vis-a-vis de acest proiect. Privind referatul de specialitate, el se referă la retehnologizarea cazanelor, a instalațiilor de sulfurare și... Deci, se crește eficiența energetică a căldurii produse. Pentru că sugestia mea ar fi dacă putem să ne ocupăm și de transportul agentului termic. Marea pierdere a căldurii se realizează pe magistralele prin care se transportă agentul termic. Deci dacă vom putea pe viitor să facem un proiect în care să intervenim asupra magistralelor, pentru că producătorul este obligat să-și recupereze costurile de producție. Căldura care se pierde pe traseul magistralelor este plătită de consumator, deci de cetățean. Pe cetățean îl afectează în buget chestia asta. Dacă putem să facem un proiect după aceea, să intervenim și asupra magistralilor, ar fi nemaipomenit. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, vă rog. Da, bună observația, dar dacă vă uitați în planul de achiziții post-propus, aveți poziția 7, magistrală numărul 2, este trecut aici. Este trecut aici. Magistrală numărul 2, rețea de transport, și la poziția 13, interconectarea magistralului de transport.
Toate astea sunt special pentru a putea reduce aceste pierderi care sunt pe rețeaua de transport, nu distribuție, că distribuția a fost făcută pe... De transport e corect observat. Sunt prinse două măsuri. Da, vă rog, domnule consilier. Da, aș vrea, vis-a-vis de acest proiect, să se rețină faptul că și domnul primar și domnul viceprimar prezent au zis că nimic din ceea ce face primăria aici nu are legătură cu angajamentele pe care le-am luat din contractul de delegare a gestiunii. Da? S-am grijă să fie în procesul verbal. Am citit contractul azi noapte, la 1 am plecat acasă și sunt niște lucruri. Da? E regulă. Vă mulțumesc pentru dedicație. Aș vrea să continui și eu dialogul cu colegul meu și să consemneze faptul că observația dumnealui față de acest proiect era complet eronată față de contractul de delegare a gestiunii către operator, pentru că la data semnării contractului nici nu exista acest operator, era CET Iași, SC CET Iași S.A. Iar în conținutul proiectului se vorbește foarte clar despre ce se spune în studiul de fezabilitate, care este motivația pentru care a fost făcut și să se menționeze că domnul consilier nu a avut nici cea mai mică referire la conținutul proiectului de hotărâre, ci doar observații față de demisia în bloc a reprezentanților PNL față de responsabilitățile legate de acest oraș în ceea ce privește termoficarea și nici de cum față de conținutul proiectului de hotărâre. Vă rog să consemnați și acest lucru. Vă mulțumesc pentru precizările făcute. Cred că toate aprecierile sunt consemnate. Propun... Asta pentru eternitate. Sau... Sfântul Paul, Pietru și Pavel, sau cum se mai spune. Da, vă mulțumesc. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul este adoptat în unanimitate. Vă mulțumesc. Trecem mai departe. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pe anul 2014 pentru instituția de spectacole și concerte ale Ateneului Tătăraș. Dacă sunt intervenții, fac precizarea că toți consilierii au primit în mapă o organigramă care reflectă intervențiile făcute în ședința de marți din comisiile reunite. Dacă sunt alte intervenții, doar una, vă rog. Sigur. Nu ne dăm demisia deloc de la Ateneu noi. Noi rămânem la Ateneu. Păi, dumneavoastră ați ales să prelungiți detașarea. Nu mi-a fost opțiunea asta. Dacă nu sunt... alte intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitate, proiectul este adoptat. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ordine și siguranță publică al municipiului Iași pentru anul 2014. Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul este adoptat în unanimitate. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Iași a terenului în suprafață de 37 metri pătrați situat în Iași, strada Sărăriei numărul 63, precum și concesionarea directă a acestuia către Plăcintă Maria în vederea extinderii locuinții. Dacă sunt intervenții, nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitate este adoptat proiectul. Proiect de hotărâre privind transmiterea concesiunii terenului situat în municipiul Iași, Aleea Ploieșilor numărul 3, bloc V1, scara C, parter adiacent apartament 4, de pe Negrei Vasile și Negrei Luminița, pe a Catrine Maria. Intervenții? Nu. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Iași, construcție anexă cu destinație de magazie alipită de clădirea Liceului Teoretic Dimitri Cantemir, în vederea casării, dezafectării și valorificării materialelor rezultate. Sunt intervenții? Nu. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitate, proiectul este adoptat. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către municipiul Iași a apartamentului proprietatea familiei Teșu Ioan și Irina, situat în imobilul ce poartă denumirea generică de Baia Turcească, din strada Arhitect Cantacuzino, fostă Crișan, numărul 16. Dacă sunt intervenții, vă rog, domnule consilier. Da, mulțumesc. Avem o intervenție la articolul numărul 2. Trebuie completată comisia de negociere. Vă rog, dacă aveți propuneri. Propunem pe domnul Boișteanu Paul, Boca Florin, Cătălin Cristian și Harabagiu Gabriel.
ca membri în această comisie, iar ca membri de rezervă, domnul Bârhală Constantin, dacă este de acord, și domnul Bulgariu Cătălin. Dacă sunt intervenții la această propunere, dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre cu această comisie propusă. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitate, proiectul este adoptat. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic detaliu Iași, zona Bucium T136, număr cadastral 131-304, întocmită în vederea construirii unei locuințe pe teren proprietate privată, persoană fizică. Intervenții? Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal Iași, strada Misa, intersecții... iertați-mă, este cel 16 amânat. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal Iași, zona Galata T49, număr cadastral 6522/2/3, strada Ștefan Ciubotărașu, numărul 8, întocmit în vederea construirii unei locuințe anexă și împrejmuire pe teren proprietate persoană fizică. Intervenții? Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal Iași, zona Bucium, T176, numere cadastrale 140-663, 140-664, 140-665, 140-666, 140-667, 140-669, 142-616, 142-617, 140-670, întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iași, construire, locuințe și, funcțiuni aferente pe teren proprietate privată persoane fizice. Intervenții? Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal Iași, calea Chișinăului numărul 36, număr cadastral 130-582, întocmit în vederea construirii unui hangar smurd pe teren proprietate persoană juridică. Intervenții? Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal Iași, strada Viticultor numărul 1, număr cadastral 141-255, întocmit în vederea construirii de locuințe individuale pe teren proprietate privată persoană fizică. Intervenții? Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate? Vă mulțumesc. Cu aceasta am epuizat ordinea de zi. Vă urez o zi bună.